În timp ce Blue Air este ținut pe perfuzii, apar și cei care vor să facă profit. Compania Wizz Air a reintrodus bilete cu tarife pornind de la 39,99 de euro pentru pasagerii Blue Air, afectați de anularea zborurilor și a crescut frecvența pe 28 de rute din București către destinații europene. Parca a stat la pândă. Compania Wizz a lansat o promoție pentru pasagerii Blue Air la scurt timp după ce compania a anunțat că nici data de 10 octombrie nu este oportună pentru reluarea curselor. În comunicatul dat de Wizz se specifică clar faptul că cei vizați de ofertă sunt pasagerii Blue Air afectați. Wizz reintroduce bilete cu tarife speciale pentru clienții Blue Air afectați de zborurile recent anulate ale companiei aeriene. Pasagerii Blue Air pot rezerva zboruri Wizz Air pe rute selectate la tarife de la 39,99 euro folosind codul rezervării Blue Air, se arată în comunicatul companiei ungare. De altfel, Wizz a mai anunțat că a crescut frecvența pe 28 rute din București către destinații populare din Europa și a extins ruta Bacău-Liverpool pentru sezonul de iarnă 2022-2023. Potrivit datelor raportate de compania Blue Air, sunt aproximativ 250.000 de pasageri afectați până la data de 10 octombrie, însă majoritatea dintre ei nu își vor mai recupera probabil niciodată banii. Cei care și-au recuperat sumele pierdute sunt pasagerii care și -au au achiziționat bilete prin diferite companii care puneau la dispoziție serviciul de acoperire a tichetelor.